Haideți să sunăm pe Iulia Vânturi, v-am zis, vrem să vedem ce se întâmplă cu ea. Am văzut poza, ne-am îngrijorat. Iulia, accidentată. Iulia Vânturi. O sunăm, mă, trebuie să răspundem, mă, nu ne lăsăm noi Ciucă, nu? Ciucă, da. Nu ne lăsăm, nu? Niciodată. Ești cu noi aici la emisiune? Bineînțeles. Ia, uite, mă! Ia! A răspuns! Ce faci, Iulia? Bine, măi, mărâță, ce faci? Mă, ne-am îngrijorat, am zis ce a pățit frumoasa noastră Iulia Vânturi. Păi am văzut poza, tu ai căzut de pe bicicletă? Am căzut ceva cu vreo câteva luni în urmă, cred că vreo două, doar că da, am făcut și eu niște cascadorii pe bicicletă. Te-am văzut acolo, poză, mamă, genunchiul cu gheață, da. M-am gândit, ferească Dumnezeu, păi, Iulia, da, ce-a pățit. De ceva vreme tot țin gheață, da, țin gheață de ceva vreme, pentru că nu s-a vindecat complet. Dar sunt ok, don't worry, sunt da, ok. Da? Dar erai griji. Singură, ce s-a întâmplat? Da. Nu eram singură. Eram mai mult cu bicicletele, doar că, în fine, știi cum e. Făceai o poză în timp ce mergeai cu bicicleta sau vrei să filmezi? Nici măcar. Mi-aș fi dorit ca cineva să fie filmat momentul ăla, să știi, pentru rar mai face. Mi-aș fi dorit să fi fost filmat aia. O puneam într-o scenă de acțiune sau ceva de genul. Ce faci? Bine, uite, ne era dor de tine și vreau să vedem ce faci. Dar tu acum unde ești? Cât e ceasul în India? Că e destul de întuneric. Da, se întunecă. Am aprins lumina aici pe terasă ca să mă vezi mai bine. E 6:40. 6. Da. După amiază. Da. Doar 2 ore jumătate. Doar 2 ore jumătate ne despart. Poate e 6:10. Atât. Nu, sunt 2 ore jumătate, nu? Am înțeles, da, da, ai dreptate. Diferență. Da. Eu sunt în viitor. Asta e, bravo. Da. Salman ce face? Și viitor e bine să știi. Bine, bine, muncește acum. Trebuie să muncească. Chiar în momentul ăsta muncește. Adică? Da. Nu, da? Adică în momentul ăsta muncește. Asta zic. Filmează? Aproximativ. Eu cred că muncește. Face sport, că l-aud undeva acolo. Nu. Asta e ucioară pe care o auzi. Probabil aude, măruță, 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 e la telefon. Și până și ciorile din India te cunosc. Da. Iulia, ai grijă de tine, ne era dor de tine. Mă refer la ciorile de păsările care zboară. Iulia, dacă vrei să saluți pe cineva de acasă, te rog, poți să o faci? Să nu se îngrijoreze, da, mama? Da, mulțumesc. Păi nu, mama mai devreme vorbisem cu mama la telefon. Bă, dar ce mă enervează cioara, ia cum face. Da, mă, ce să-i fac? Asta e. Sunt foarte multe pe aici prin zonă. Aici aproape e și marea și, nu știu, se adună acolo mai multe. Da. Și trec pe deasupra tot timpul. Scuze pentru sunet. Nu e nicio problemă. Vrei să o saluți pe mama ta? Păi da, am vorbit cu mama mai devreme pe videocall. Și îmi spunea că se uită la emisiunea ta. Să rămână mama lui Iulia, să rămână și tata. Ai grijă de tine, tot frumoasă ai rămas. Și voi. Și te mersi așteptăm frumos. Și în România, Iulia. Da, de-abia aștept să vin. Asta îi spuneam și mamei, că o să văd cum reușesc să fac, poate vin totuși în curând în România, că mi-e dor, n-am mai fost de mult, n-am mai fost din februarie. A trecut ceva timp. Vă așteptăm împreună. Uh-huh. Bine, te pup. Te pup, pa, pa. Te pup, pa, pa, numai bine. Pa, numai bine.